A fost o zi de sărbătoare pentru oamenii de karate Kyokushin din Giurgiu și din țară. Sâmbătă, anfitrionii acestui sport, alături de sportivi, au sărbătorit pentru performanța reușită în urmă cu un an. În 2014, România a fost primită ca membra a Federației Internaționale de Kyokushin și implicit și cluburile care activează în Giurgiu. Este o mândrie pentru noi că facem parte din această organizație și am dorit să sărbătorim acest eveniment la cluburile noastre din București, acum la Giurgiu și săptămâna viitoare o să sărbătorim la Galați. În toată această perioadă, kyokushinii au participat și organizat diverse competiții și au fost invitați să participe la concursuri sub egida Federației Mondiale, lucru care speră Sensei Ilie Ionescu să atragă atenția Ministerului Tineretului și Sportului. Am participat la campionate, am avut taberele noastre de vară, am fost la campionate europene, am organizat gale ale sportivilor, am organizat Cupa Dunării, foarte multe lucruri și suntem mândri de ceea ce am făcut. Numai că obiectivul nostru principal la ora actuală este recunoașterea de către Ministerul Sporturilor a KVF-ului. Festivitatea a fost organizată la sala sportivă Nova Force, unde sportivii au sărbătorit prin antrenament. Cu ocazia asta am sărbătorit printr-un antrenament comun, pregătirea în primul rând pentru examenul de centură care vor avea copiii pe 9 mai și pentru cumite la copii care vor avea în luna iulie pe data de 2-4 la Buzău, o cupă mondială. Fost practicant și iubitor al karateului Kyokushin, deputatul Florian Nicolae a ținut să participe la eveniment pentru a fi alături de noi participanți și foști colegi, dar și elevi. Un fost ucenic de al său a fost încântat să asiste la ceremonie. Chiar sunt impresionat de condițiile care sunt aici. Cum a fost impactul întâlnirea cu colegii? Foarte frumos, foarte. Chiar îmi doream să ne reîntâlnim după atâta timp și mă bucur. Cum a fost întâlnirea cu fostul antrenor, Florian Nicolae? Îi port un respect în suflet și o plăcere deosebită.